Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip care poate vi se pare ciudat, pentru că nu mai sunt cărțile în spate, nu mai e tapetul, ci un mare tablou cu un oraș. E bine, asta pentru că eu m-am mutat într-un nou oraș, nu Los Angeles ca în tablou, dar pe aici, pe la noi, prin București. Cei care mă urmăriți de mai mult timp știți că anul trecut am avut o pățanie cu chiria în București, am luat mare țeapă, aveți videoclipul în colțul din dreapta dacă vreți să vedeți despre ce e vorba. De data asta totul a fost bine, am reușit să mă mut relativ repede, pentru că de data asta am dat de proprietar ca lumea, proprietarii adevărați care m-au susținut și m-au ajutat să mă mut ușor. De ce m-am mutat în București? Nu pentru că mi-ar plăcea aglomerația, ci pentru că am facultatea aici și trebuie să fiu aproape, mai ales că se zvonește că încep cursurile fizic. Și pe lângă asta am vrut să schimb și aerul din Craiova, pentru că după 20 de ani petrecuți în orașul ăla, am vrut ceva nou. Așa că dacă mă vedeți pe stradă prin București, nu ezitați să-mi aruncați un salut. Acum să-i dăm drumul videoclipului, pentru că am fost prins cu mutarea și am rămas în urmă cu postatul. N-am mai postat, cred că, de o săptămână. Așa cum bine știți, a început în sfârșit școala fizic după multe luni petrecute în online. Și inevitabil trebuia să fac un video ce are legătură cu asta. Astăzi vom vorbi despre 5 lucruri pe care trebuie să le faci înainte să mergi la școală. Eu am făcut aceste lucruri în perioada 1-8 și liceu și am să spun imediat de ce cred că și tu ar trebui să le faci. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru pe care ar trebui să-l faci înainte să pleci la școală este să verifici dacă mai ai cerneală în stilou sau pastă în pix. Trebuie să faci acest lucru pentru a evita situația următoare. Ajungi frumos la prima oră, profesoara începe să predea și tu trebuie să scrii. Observ că nu poți să scrii pentru că ți s-a terminat pixul și aveai numai unul. Îi șoptești colegului dacă poate să-ți împrumute și ție un pix, nu are. Te apleci și ceri colegului din față. Nu are nici el. Îl strigi pe Andrei, care este tocmai pe rândul celălalt, moment în care strigă profesoara la tine să ieși la tablă că deranjezi ora. Și fiind profesoara cea mai rea din școală, te ascultă din lecția trecută, pe care bineînțeles că n-ai învățat-o, și astfel iei mare 2 în catalog. De unde știu povestea asta? Pentru că am trăit-o. Așa că verifică dacă mai ai pastă sau ia-ți mai multe pixuri cu tine ca să ai de rezervă în caz că se termină. Și chiar dacă nu te scoate la tablă și îți dă cineva un pix, garantat nu o să-l mai dai înapoi. Și pe mine cel puțin mă enervau colegii care nu-mi dădeau pixurile înapoi, pentru că și așa nu avea mult. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci înainte să pleci la școală este să-ți iei șervețele umede cu tine. Trăind în România, bineînțeles că este o raritate să găsești hârtie igienică sau chiar să pun la baie. Ei bine, șervețelele umede rezolvă ambele probleme, ba chiar mai multe de atât. Eu foloseam șervețelele umede și pentru a curăța banca, pentru că îmi plăcea să stau într-o bancă cât de cât curată. Așadar, pentru mine cel puțin, șervețelele erau un fel de micunealtă secretă și nu puteam să plec fără ele la școală. Al treilea lucru pe care trebuie să-l faci înainte să pleci la școală este să îți iei pachet cu mâncare la tine. Majoritatea elevilor își iau bani de buzunar și se duc la patiserie sau la magazin să-și cumpere tot felul de prostii care nici nu sunt sănătoase și nici nu stinde foame. Ei bine, eu am fost un norocos, pentru că am avut o mamă care în fiecare dimineață îmi dădea un sandwich, cel puțin un sandwich la mine. Așadar, eu cred că ai putea să o rogi și tu pe mama ta să-ți dea în fiecare dimineață un sandwich la tine înainte să pleci. De ce? Pentru că e mai sănătos, e mai sățios și eu cred că salvezi și bani, pentru că ingredientele pe care le folosea maică-mea să-mi facă sandwich-ul nu cred că treceau de 5 lei. Și poți să păstrezi tu aia 10 lei să faci altceva cu ei, să-i pui deoparte, de exemplu, să-ți iei haine frumoase sau să îi lași maică-tii, pentru că eu cred că i-ar conveni să păstrezi 10 lei ca să-ți facă un sandwich. Dar dacă totuși e lene și nu vrea să-ți facă, poți să înveți să-ți faci și tu. Durează maxim 5 minute și e super ușor. Al patrulea lucru pe care trebuie să-l faci înainte să pleci la școală este să-ți faci ghiozdanul din timp. Eu îți recomand să-ți faci ghiozdanul cu o seară înainte, nu în dimineața în care pleci, pentru că s-ar putea să te trezești târziu și să fii în întârziere. Aoleu, unde mi-am pus caietul de matematică? Mamă, nici pe ăla de română nu-l găsesc. Și uite așa, pleci fără ele pentru că nu le găsești și iar ei doi că nu-i arăți tema profei. Dar dacă îți faci ghiozdanul seara, nu ești presat de timp. La fel și cu hainele. Alege sinuta cu o seară înainte și pune frumos hainele pe un scaun pentru dimineață. Și uite așa, ai totul pregătit din timp și în 5-10 minute poți să ieși pe ușă după ce te-ai trezit. Și în final, al cincelea lucru pe care trebuie să-l faci înainte să mergi la școală este să-ți pui coperți la cărți
cărți și caiet. Sunt sigur că și tu ai primit manuale de la vechi, rupte, pătate, măzgălite și ți era puțin scârbă să le deschizi. E bine, asta pentru că cei ce le-au avut înaintea ta nu au avut grijă de ele. Ce-mi plăcea mie cel mai mult să fac înainte să înceapă anul școlar era să mă duc cu maica mea la librărie și să cumpăr tot ce aveam nevoie, printre care și coperți. Îmi plăcea să-mi țin caietele și cărțile curate, astfel încât eu să mă simt bine atunci când le deschideam, dar și să le predau într-o stare bună pentru cei care vin după mine. Eu cred că dacă am avea mai multă grijă de cărți, ar fi și o plăcere mai mare să le ții în mână și chiar să le deschizi. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog cum să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și, bineînțeles, să-mi dați un follow la EdiAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa! Nu mai am becul pe care să apăs.